Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video am pregătit etalarea de tarot pentru luni, 18 ianuarie. Hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi. Pe partea de dragoste, pentru sănătate și pentru bani, carieră, situație financiară. Wow, ok, se vede că ne apropiem de intrarea soarelui în vărsător, pentru că au ieșit aici steaua, cartea care în tarot reprezintă zodia vărsătorului, și două cărți din suita de săbii, care reprezintă elementul zodiacal al aerului, din care face parte și zodia vărsătorului. Hai să vedem, pe partea de dragoste avem aici steaua, da? V-am spus că aceasta este cartea care reprezintă zodia vărsătorului. Va fi o zi foarte frumoasă pentru vărsători sau pentru cei care au un partener, parteneră de viață în zodia vărsător, sau cei care sunt în discuții cu un vărsător. Vărsătorul este o zodie care se gândește în primul rând la umanitate și pe urmă la interesele proprii. Prin urmare, dacă încercați să cuceriți pe cineva astăzi, fie că este sau nu din zodia vărsător, puteți să faceți impresie foarte bună asupra acestui potențial partener sau parteneră dacă îi demonstrați că vă preocupă binele planetei, binele societății în general, că vă interesează reciclarea, că aveți grijă de protecția mediului, că faceți voluntariat, că îi ajutați pe cei mai sărmani sau mai nevoiași decât voi, da? Toate aceste lucruri poate să vă pună într-o lumină foarte bună și cumva să dezghețe inima acestui posibil partener sau parteneră. Steaua este și, literalmente, steaua noastră norocoasă. Prin urmare, astăzi niciun vis nu este prea îndrăzneț. Îndrăzniți să visați, îndrăzniți să vă doriți, să vă imaginați și să cereți acestei stele norocoase să vă aducă acel partener, acea parteneră ideală pe care o aveți în mintea voastră. Pentru că sub această stea norocoasă, orice este posibil. Niciun vis nu e prea îndrăzneț, nicio cerință nu este imposibilă. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, această stea vă îndeamnă să țintiți mai sus, să vă uitați la următorul pas în relația voastră. Nu vă complaceți în situația actuală. Chiar dacă sunteți căsătoriți de un an sau de 10 sau de 30, oricând puteți să mai clădiți ceva în plus la relația voastră, să mai clădiți o anexă la relația voastră, să mai faceți ceva împreună, să mai realizați ceva împreună, să vă apropiați mai mult de partener sau parteneră, să înțelegeți mai bine nevoile partenerului sau partenerei voastre. Per total, o zi foarte frumoasă din punct de vedere al dragostei și al emoțiilor. Pe partea de sănătate avem aici Regina de Săbii. Este o energie foarte rece, foarte analitică. Această energie am mai ieșit o dată în luna ianuarie și tot aici pe partea de sănătate. Și o să vă repet ce v-am spus și atunci. Astăzi o să fie foarte bine aspectate toate persoanele care fac cercetare în domeniul medical. S-ar putea să vedeți și voi mai multe articole sau că ies în presă mai mulți experți care explică anumite lucruri legate de sănătate, care prezintă ultimele studii, ultimele cercetări, ultimele descoperiri în domeniul medical. Toată suita de săbi este una foarte intelectuală și guvernează toți cercetătorii, inventatorii, da? Aici cu Regina de Săbi e posibil să vedem noi invenții, noi descoperiri în domeniul medical. La nivel personal, Regina de Săbi vă îndeamnă să cercetați pe cont propriu, să vă faceți niște mini-experți, să spunem, pe problema voastră particulară de sănătate, da? E foarte important să înțelegeți rațional ce se întâmplă în corpul vostru, de ce trebuie să luați un tratament, de ce trebuie să eliminați anumite alimente, de ce trebuie să vă schimbați obiceiurile alimentare sau de stil de viață. Odată ce o să înțelegeți rațional aceste lucruri, o să vă fie mai ușor să implementați schimbările care sunt necesare pentru a obține o stare de sănătate mai bună. Pentru aceia dintre voi care astăzi o să interacționeze cu personal medical, că sunt asistente, că e un medic, un terapeut,
cu oricine o să interacționați astăzi pe partea asta de sănătate, o să vedeți că sunt niște persoane foarte cerebrale, aparent reci și detașate, dar nu e cazul, e doar foarte multă energie mentală aici și persoana asta cu care aveți de-a face este as, e expert în domeniul său și e posibil să folosească niște termeni mai elevați, mai medicali, de specialitate, de domeniu, pe care voi poate nu îi înțelegeți pe de-a-ntregul. Nu ezitați să puneți întrebări, nu ezitați să vă clarificați orice nelămurire. Chiar dacă mergeți la medic și pur și simplu vă prescrie, nu știu, niște picături de ochi, întrebați, asigurați-vă că ați înțeles exact câte picături, în care ochi, de câte ori pe zi, da, asigurați-vă că ați înțeles exact pe de-a-ntregul toate datele problemei, tot ce trebuie să faceți. Pe partea de bani, carieră, situație financiară, avem aici nouăle de săbii. O energie grea, foarte multă încărcătură mentală aici la locul de muncă sau în afaceri, vă faceți griji, nu știți ce o să aducă ziua de mâine și lucrul ăsta vă dă așa un pic de spaimă, un pic de angoasă. Dacă țineți bine minte, săptămâna trecută am avut pe partea asta de carieră foarte multe cărți din suita de bâte. Am început săptămâna cu un as de bâte, cu un nou început. Am avut acolo foarte multă energie creativă, foarte mult entuziasm, foarte multă forță de a duce la bun sfârșit anumite proiecte. Și e posibil ca aceste proiecte să mai dureze până când o să vedeți și rezultatele de pe urma lor. Nu e cazul să vă panicați doar pentru că lucrurile nu se întâmplă atât de rapid cum v-ați dori voi, că nu se văd rezultatele de pe o zi pe alta. Aveți răbdare, că lucrurile o să iasă bine până la urmă. Asta nu înseamnă că trebuie acum să mergeți și să cheltuiți mai mult decât vă țin buzunarele doar pentru că săptămâna trecută ați făcut niște proiecte, le-ați finalizat, le-ați predat și acum așteptați să luați banii, că e posibil banii aia să vină peste 6 zile sau peste 6 luni. Dar tot timpul trebuie să fim și puțin realiști. Dar în același timp nu e cazul să vă faceți griji doar de dragul de a vă îngrijora, da? Pentru că aici nouăle de săbii vine și cu niște griji care nu sunt neapărat fondate. Adică, da, e ok să fim precauți, dar nu e cazul să trecem în cealaltă extremă în care nu putem dormi și avem insomnii din cauza banilor, că nu știm cum o să o ducem la bun sfârșit. O să iasă lucrurile ok, aveți încredere că universul vă susține. Astăzi e o zi în care poate pe baza unor informații din presă sau auziți niște informații așa pe la colțuri, pe la uși, pe la prieteni, vecini, pe la colegi de muncă care cumva vă îngrijorează, dar nu e cazul să vă panicați. Fiți doar precauți. Înainte să finalizăm etalarea, hai să scoatem și un card de înțelepciune. Și până când amestec eu aceste carduri, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles să dați un like acestui video. Pentru cei care n-ați văzut încă etalările pentru luna ianuarie, dar și cele pentru anul 2021, link-ul aveți aici în colțul din dreapta sus. Mesajul pentru această zi este următorul. Exprim nestingherit cine sunt eu. Este dreptul meu din naștere să mă exprim în maniere care mi-aduc împlinire. Un mesaj foarte frumos care vă îndeamnă să nu ascundeți cine sunteți, să fiți voi unici, irepetabili, în adevărata voastră valoare, pentru că atunci când trăiți o realitate falsă, când nu exprimați cine sunteți voi cu adevărat, n-aveți cum să aveți împlinire. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine, pa, pa!